doctorului Baicu, tatăl lui Petre. Și cu tine încep, Mihaela, pentru că înțeleg că oamenii au o mare durere acum după ce povestea asta a ieșit în presă. Bună seara, Simona. Într-adevăr, sătenii sunt revoltați de ceea ce se întâmplă și anume de faptul că doamna Rodica nu vrea să recunoască că Petrișor Murărescu este într-adevăr nepotul ei. Așa, doamna Rodica e sora doctorului Baicu, să le spunem telespectatorilor. Da. Exact. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră. Ce părere aveți de faptul că doamna Rodica a ieșit să spună că nu este sub nicio formă adevărat că Petrișor este copilul domnului doctor Cezar Baicu? Îmi pare rău de ea că nu recunoaște, pentru că toată lumea știe. Toată lumea știe că știe și ea, știe, dar nu vrea să recunoască de focul averii, că ea cineva, că i-ar lua băiatul din avere. Dar ar trebui să fie conștientă, nu ce a zis acolo că am văzut la televizor când zicea că să pune mâna pe Biblie domnul Prunou sau cum îi zice, să pune ea mâna pe Biblie, să jure ea că nu știe că acest băiat e băiatul fratelui ei. Da, a fost împotriva relației încă de la început, da. Sora, părinții? Da, 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 toți au fost împotrivă și domnul doctor săracu, Dumnezeu să-l ierte, a fost o fire, o persoană prea cu minte, prea supus, că a ascultat de ele și a stricat viața, el n-a avut o viață bună din cauza părinților și a surorii ăștia. Da, dumneavoastră credeți că dacă nu se împotriva familia, domnul Baicu era alături de doamna Murărescu? Da. Avea o familie? Da, era, pentru că el o iubea foarte mult, el ar fi vrut, dar toate astea s-a întâmplat din cauza surorii și din cauza părinților. Bun. Că nu vrea cu niciun chip, ar fi vrut, cred, până la urmă să nu se căsătorească cu nimeni. Ca Ela, să poată la să ideea asta vreau să rămânem un pic, pentru că cei din de acolo care cunosc familia Baicu susțin cumva că sora l-ar fi despărțit pe doctorul Baicu de Mariora Murărescu. Și aș vrea să mergem la doamna Angel. Doamna Angel, mi-au spus colegii mei, de la 16 ani a stat în casa Marioarei Murărescu. Bună seara, doamnă! Ce știți de povestea asta? Bună seara! Bună seara tuturor! Oh, doamne, am intrat la 16 ani în casa doamnei Marioara Murărescu și de atunci am devenit copilul de suflet. Ce să spun? E prea scurt timpul în care să pot spune atât de multe lucruri. Știu cine este tatăl, însă mai multe știe mama mea, care a fost prietena cea mai bună a doamnei Murărescu și au fost ca o perioadă bună de timp foarte, foarte apropiate, când mama și avea posibilitatea să meargă mai des, să se întâlnească. Din respect pentru doamna Murărescu, din respect pentru Petrișor, nu vreau să spun deocamdată nimic, însă e dureros că discutăm asta. E dureros pentru Petrișor, e dureros pentru familia, pentru apropiații doamnei Murărescu, că se discută un astfel de subiect acum. Ar trebui să venim în față și să spunem și să arătăm lumii întregi și să spunem cum a ținut standardul, steagul folclorului românesc 32 de ani doamna Mariora Murărescu. Da, aveți perfectă dreptate, și aș vrea să vă reamintesc că noi cei de la Acces Direct acum un an și un pic, când doamna Murărescu se simțea mai bine, i-am dedicat două emisiuni. Am făcut aici în platou două emisiuni cu domnia sa. Am admirat acest lucru. Și dacă facem acest lucru, aceste emisiuni, e tocmai cumva ca să-i păstrăm memoria curată, pentru că știți bine, după înmormântare au apărut fel de fel de povești legate de presupuse relații cu nume din muzica populară. Și de fapt s-a dovedit că nu era nimic adevărat, că a trăit o poveste de dragoste. Așa ceva n-au rămas împreună, se întâmplă multora dintre cei care ne privesc acum. Doamna Meri-